Dragii mei, frați și surori, am vrea să spunem în această dimineață ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. În această dimineață suntem aici la cina Domnului și Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, ori de câte ori faceți lucrul acesta, să-l faceți spre pomenirea mea. Și în această dimineață avem acest har să fim în casa lui Dumnezeu și să stăm la masă cu Domnul. Dacă vă aduceți aminte la ceasul rugăciunii, s-au cântat de fapt toate cântările frumoase, dar era o cântare care spunea adu-ți aminte, o adu-ți aminte. Și vrem în această dimineață să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și cu asentimentul oarecum de pioșenie să venim înaintea Lui. Dar în același timp, în această dimineață, am avut această dorință și am avut pe inimă să ne aducem aminte de un lucru foarte important. Dacă vă aduceți aminte, duminică seara s-a vorbit de multe făgăduințe. Și fratele care a vorbit a citit doar o fărâmă și ne-a adus aminte o fărâmă din el. Dar peste toate aceste făgăduințe este una care întrece în măsură și în valoare pe toate. Știți care este? Promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos. Pentru că ar vrea să vă spun ceva. Venirea Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta, jertfa Domnului Iisus Hristos, moartea Lui și învierea Lui, să știți că ar fi fără nicio valoare, dacă n-ar fi fost această promisiune că va reveni și va lua pe cei care cred în jertfa Lui. Domnul Iisus Hristos ne vorbește acest lucru care în Evanghelia după Ioan, care spune în capitolul 14 din Ioan, versetul 3, și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dragii mei, am ales să vă aduc aminte și să ne aducem aminte în această dimineață despre această promisiune. În cartea Faptele Apostolilor, după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, doi îngeri ai Domnului au venit și le-au spus, bărbați galileieni, de ce v-a țintit, de ce rămâneți cu ochii ațintiți spre cerul? Acest Iisus, care l-ați văzut înălțându-se la cer, tot în felul acesta va reveni. Este o promisiune din partea Domnului Iisus Hristos. Și în vremurile în care trăim noi, și în vremurile noastre, în vremurile moderne, se vorbește așa de puțin despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să vă spun un adevăr, revenirea Domnului Iisus Hristos este iminent și nu este departe. Nu este departe. Măcar că oamenii, măcar că societatea vorbesc într-o anumită măsură de sfârșitul vremurilor și de sfârșitul existenței acestui pământ și își permit mulți dintre ei oarecum în bătaie de joc, oarecum cu hulă împotriva ceea ce spune Scriptura și dau tot felul de date și spune tot felul de evenimente cum se vor petrece. Aș vrea să rămânem la ce este scris. Spune cuvântul lui Dumnezeu căci atunci când va veni Domnul Iisus Hristos va veni la porunca lui Dumnezeu și dacă pământul și dacă soarele se vor opri din mișcarea lor, nu se vor opri din felul din care se explică oamenii și spune tot felul de evenimente. Nu. Se vor opri pentru că Dumnezeu din ceruri va suna cu trâmbița Lui. Și atunci se vor opri. Dacă soarele își va pierde strălucirea Lui, își va pierde nu din cauză că oamenii au dat o explicație, își va pierde pentru că Dumnezeu îi va porunci să-și piardă. Dragii mei, aș vrea doar să vă aduc aminte că venirea Domnului Iisus Hristos nu este un mit, este o realitate. De ce fac lucrul acesta? Pentru că în ultima vreme
în adunări prea puțin se vorbește despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să pun o întrebare pentru noi în această dimineață, pentru toți care suntem aici. Ce ziceți dumneavoastră? Domnul Iisus Hristos este aproape să vină sau este undeva departe, este doar așa o vorbă care am auzit-o? Ce ziceți? Este aproape, este gata să vină? Dar cealaltă întrebare poate ne-ar deranja și poate ne-ar pune pe gânduri. Pentru că la venirea Domnului Iisus Hristos și textul care l-am citit, Domnul Iisus Hristos când îi spune ucenicilor și celor care aude aceste cuvinte, îl aseamănă și face o paralelă cu un om bogat, cu un stăpân, cu un patron, dacă vreți să o luați așa, care s-a dus într-o țară îndepărtată sau s-a dus undeva departe. S-a dus la o nuntă și le-a spus celor care îi avea ca argați, ca slujitori, ca angajați, a spus, când voi reveni eu acasă, n-aș vrea să vă găsesc dormind. Și le-a dat un cod de etică cum să-l aștepte pe acest stăpân. De ce le-a dat acest cod de etică? Dragii mei, frați și surori, revenirea Domnului Iisus Hristos este evenimentul în care pe creștini, pe cei care așteaptă pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu din ceruri îi va strămuta de aici, de pe pământ, de aici, din Valea Plângerii, din Valea Umbrelor Morții, de aici, de unde de multe ori oamenii și creștinii își prind rădăcini. Dar Dumnezeu îi va strămuta de aici, în împărăția lui Dumnezeu. Și acolo este cu totul diferit. Și găsim în Sfânta Scriptură și o să citim și acel pasaj. Așa numai câteva imagini, să vă imaginați și să ne imaginăm cum este acolo. Dar aici spune Domnul Iisus Hristos, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprins. Vă aduc aminte ceva aceste cuvinte? Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprins. Dacă vă aduceți aminte în cartea Exodului și putem să citim dacă vreți, să vedeți atunci când Dumnezeu i-a scos afară pe poporul lui Israel, pe poporul ales din țara Egiptului, a avut o pretenție la toți. Și aș vrea să citim din cartea Exodului, capitolul 12, cu versetul 11. Când îl veți mânca, vorbește de mielul de Paște, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Ce reprezintă pentru dumneavoastră mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână? Atunci când am pornit să venim în Canada, spre aeroportul din București, oare așa cum am dormit noaptea cu hainele care le-am avut pe noi, ne-am ridicat, ne-am luat șlapi în picioare, am luat o pungă de un leu, așa cum obișnuim noi să spunem, și ne-am dus la aeroport, a fost o pregătire mare. Și știți de ce? Pentru că ne aștepta o călătorie lungă. O călătorie lungă. Atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt, a trebuit să aibă mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Știți de ce? Pentru că i-a aștepta o călătorie lung. O călătorie fără de retur. Nu se vor mai întoarce înapoi. Întâmpinarea Domnului Iisus Hristos, dragii mei, Domnul Iisus Hristos are niște pretenții la noi. Nu oricum putem să-L întâmpinăm pe Domnul Iisus Hristos. Ar vrea să pun accentul acesta. Vă aduceți aminte și aș vrea să-mi permiteți, mai ales cei care ați făcut serviciu militar în România, aduceți aminte, vreau să fac o paralelă între o așteptare și cealaltă.
Aduceți-vă aminte voi unii dintre dumneavoastră care ați fost aleși de cei din unitate ca să întâmpinați o mare general care venea în unitate în vizită. Știți ce s-a întâmplat? Trei pregătiri foarte importante. Una dintre ele era pregătirea dumitale personală. Primeai hainele cele mai bune, cele mai frumoase care le purtai în ziua aceea specială. Și te pregăteai singur și spuneai, nu mai este nimic de aranjat, totul este perfect și totul este ok. Și când te pregăteai, te duceai acolo la locul întâlnirii, acolo te aștepta alți oameni, alți soldați ca și tine, tot așa pregătiți la trei ace ca și dumneata. Dar se întâmpla acolo două lucruri foarte importante. Te întorceai unul în față la celălalt și te aranjai unul pe celălalt. Și îi permiteai celuilalt să te aranjeze și printre altele și boneta și cămașa și cintura și paftaua și vestonul și nu te opuneai la aranjamentul lui și acceptai să-ți servească. Și după ce o terminai, tu făceai la fel cum a făcut el. Și după ce se făcea acest schimb, venea cineva mai mare care vă verifica și te verifica pe toți. Și acel mai mare venea și punea ștampila și spunea, sunteți ok, dacă aici în două ore vine generalul, nici unul, nici un fir din părți să nu vă mai mișcați. Rămâne așa cum am spus eu. Și le așteptai pe cel care avea să vină. Dar aș vrea să vă spun că cel care avea să vină și le așteptai, venea și de multe ori nici nu te băga în seamă, trecea pe lângă tine. Poate dacă erai, nu știu cum, s-oprea în dreptul tău și se mai uita. Dar nici nu te băga în seamă. Și dura un minut, și dura două minute, și fiecare mergea la unitatea lui sau la dormitorul lui. Era o pregătire omenească pentru un minut, pentru două minute. Dragii mei, pregătirea care noi trebuie să o facem nu este pentru un minut, nu este pentru două minute și nu vine un general căruia este numărate zilele și sărbătorite pe pământ. Vine Domnul Iisus Hristos. De multe ori se pune problema că noi ne pregătim și de ce am făcut această paralelă? Pentru că noi ne pregătim noi singuri și spunem, suntem ok, suntem ok cum sunt. Și de multe ori frații noștri care sunt puși să ne învețe, ca să ne slujească, așa cum ne pregăteam noi pe soldat, ne aranjam unul pe celălalt, lucrul acesta de multe ori nu mai acceptăm. Și frații care slujesc și ne dă învățătură din cuvânt, de multe ori ne avertizează și ne spune, vezi că vine mirele și vine marele stăpân. Și cureaua nu stă bine pe tine. Și copca aici nu ți-e bine încheiat. Și cravata nu ți-e bine aranjat. Și gulerul nu ți-e bine aranjat. Și hainele nu ți sunt călcate bine. De multe ori ne opunem și ne răsculăm împotriva lor. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să trag un semnal de alarmă. Să acceptăm aceasta. Este spre binele nostru. Și apoi a treia. Știți care este pregătirea? Când Duhul Sfânt vrea să ne pregătească. Să știți că atunci când Duhul Sfânt vrea să ne pregătească în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, avem de multe ori obiceiul să ne opunem pregătirii. Dragii mei, aș vrea să vă îndemn în această dimineață și în această privință să acceptăm pregătirea Duhului Sfânt. În vremurile în care trăim să vorbești așa de puțin, este banalizat și este minimizat chiar și de creștini care ar trebui să-L aștepte pe Domnul Iisus Hristos ca nimeni altul. Și este banalizat. De aceea în această dimineață am vrut să vă aduc și să ne aducem aminte că făgăduința aceasta este valabilă și Domnul Iisus Hristos va veni și Cel ce vine, spune cuvântul lui Dumnezeu, va veni și nu va zăbovi. Dar trăim niște vremuri în care oamenii și societatea din jurul nostru și cei din jurul nostru de cele mai multe ori încearcă să ne distragă atenția de la acest adevăr. Aș vrea să citesc niște cuvinte din Sfânta Scriptură și rămâne la atitudinea dumneavoastră
Să vedem cât sunt de adevărate aceste cuvinte. Să vedem dacă încă sunt valabile aceste cuvinte și oare nu cumva trăim și noi vremuri care aici în Scriptură, Scriptura le vorbește. 2 Petru, capitolul 3, începând de la versetul 3. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa, ca cum erau de la începutul zidii. Haideți să mergem mai jos, versetul 7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pierirea oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, căci pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum credunii, și are o îndelungă răbdare pentru voi, dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Deci, versetul 11. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, versetul 13, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Dragii mei, pentru venirea Domnului Iisus Hristos trebuie să fim pregătiți. Și ceea ce facem noi astăzi și în dimineața aceasta este în vederea pregătirii în întâmpinarea Domnului Iisus Hristos. Mi-aduc aminte, cu câțiva ani în urmă vorbeam cu cineva, cu un prieten de-a meu într-o anumită măsură, care nu mai frecventa adunarea, nu mai mergea la adunare, spunea că se popăiaște singur acasă cu soția, avea și un copil, și nici la cină nu mai participa. Și l-am întrebat, dacă ar veni Domnul Iisus Hristos, crezi că ai fi pregătit, așa cum spune Scriptura? Și pretindea, da, că ar fi pregătit și că felul lui de pregătire este bine. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și în această dimineață am citit acest cuvânt, dragii mei, și să vedeți că întâmpinarea Domnului Iisus Hristos și venirea Lui, să știți că nu este chiar așa cum spun oamenii. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, care l-am citit din Luca, să fiți și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor care se întoarce de la un nunt, ca să-i deschidă îndată când va veni și vă bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la vremea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Mijlocul încins pentru mine, dragii mei, este pregătirea de călătorie. Să fii pregătit de călătorie este ca să te desprinzi de ce este aici de pe pământ. Atunci când poporul Israel și-a pus mijlocul și l-a încins mijlocul, știți ce s-a întâmplat? S-au desprins de tot ce era în Egipt. S-au desprins de tot ce era în Egipt. Timp de 400 de ani cât au stat acolo, au adunat și ei și una așa. Și bune și mai puțin bune. Dar în momentul în care au trebuit să plece, s-au pregătit să plece, s-au încins și-au luat încălțămintea și-au luat roagă în mână, pentru mine știți ce înseamnă aceasta? Un semn că nimic din ce este aici pe pământ nu te mai ține. Tu ești pregătit ca să pleci.
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acest stăpân, acest stăpân care îl simbolizează pe Dumnezeu sau pe Domnul Iisus Hristos, avea această pretenție ca robii lui, când va veni, să nu doar, să nu-i găsească pe fiecare tolănit în patul lui, să intre stăpânul în casă, să-și deschidă el ușa, să-și aranjeze, să aprinde el lumina. Pardon, în casă, nu era, avea această pretenție ca robii lui, ca cei care îi slujesc, să-l aștepte și nu oricum, nu oricum îmbrăcați, avea o etică în care trebuie să fie îmbrăcați, care el a impus-o și l-a cerut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că pentru cei care îl vor aștepta așa, va fi ferice de ei. Și știți de ce? Pentru că spune că stăpânul îi va băga în casă, îi va duce nădaie și se va încinge acel stăpân. Se va încinge și le va servi la masă. De două sau de trei ori spune acest cuvânt în textul acesta scurt. Ferice de robii aceia care vor fi pregătiți. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea Apocalipsei, putem să citim despre lucrurile pe care pe oameni îi așteaptă acolo unde Domnul Iisus Hristos vrea să-i duc. De aceea este oarecum o anumită pregătire și nu poți să-L aștepți pe Domnul Iisus Hristos oricând. Pentru că lucrurile de acolo sunt foarte diferite față de cele de pe pământ. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, capitolul 7, ultimele versete, începând de la versetul 13. Și unul din bătrân a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare, de unde și de unde au venit? Domnul i-a răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au orbit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îl slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogărâ nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Lăudați să fie numele Domnului! Dragii mei, pentru aceste promisiuni, noi suntem în această dimineață aici. Dacă aș pune întrebarea și aș întreba, ai venit pentru alt motiv? Pentru motive materiale, pentru motive, știu eu, alte motive, care ne mai trece nouă prin cap. Ar vrea să vă spun, ar trebui ca scopul venirii noastre aici să fie în vederea pregătirii întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă noi, când am fost cei mai vânstră care am fost și am fost în armată și am făcut acest protocol cu întâmpinarea unui general, ar vrea să vă spun că acum nu un general vine, ci vine Domnul Mare, Stăpânul cel Mare, care a făcut cerurile și pământ. Și dacă oamenii au avut niște exigențe foarte bine puse la punct și un protocol foarte bine organizat, ar vrea să vă spun că Dumnezeu din ceruri are pretenție cu mult mai mare la noi. Știți de ce? Pentru că s-a plătit pentru noi sângele Domnului Iisus Hristos. Și atunci, când omenirea se ducea spre pierzare, Dumnezeu n-a ezitat să-L cheme pe Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos n-a ezitat să spună în sulul cărții tale, este scris despre mine, viu să fac voia ta. Și de ce? Pentru noi. Pentru noi. În această dimineață aș vrea să vă îndemn și pe dumneavoastră și pe mine să ne încingem coapsele minții noastre. Să ne încingem mijlocul, să ne desprindem de ce este pământesc. De tot ceea ce ne mai ține aici. Păcliile să ne fie aprinse. Duhul Sfânt, care eu consider că fiecare dintre noi l-am primit într-o anumită măsură, să fie viu în noi. Să fie viu în noi. În vremurile în care trăim, și apoi mă apropii de Înghiere, se vorbește în bătaie de joc despre sfârșitul lumii.
și oameni care poate n-au părăsit niciodată provincia de aici. Și au stat toată ziua pe rețelele sociale. Știu așa de multe lucruri, în bătaie de joc și îi bat jocuresc pe creștini. Dragii mei, aș vrea să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos a promis că va veni. Să știți că Domnul Iisus își va onora promisul. Își va onora promisul. Noi i-am promis lui Domnul Iisus aici în apa botezului. Că vom fi credincioși până la cap. Eu îndemn biserica să-și onoreze jurământul și să-L aștepte pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că să știți, pentru cei care îl vor aștepta, se va împlini așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. Se va încinge stăpânul și îi va servi la masă. Ferice de noi, dacă înțelegem lucrurile acestea și le primim și lăsăm pe Duhul Sfânt să ne modeleze și să ne pregătească. Amin. Ne apropiem de momentul specific în care vom avea oportunitatea să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt ne-a îndemnat să facem lucrul acesta până când va veni Domnul. Făcând lucrul acesta, noi vestim moartea Domnului până va veni El. Fratele Mircea vorbea despre pregătire în vederea plecării și în vederea împărtășirii se cere de cele mai multe ori și am amintit lucrul acesta, se cere pregătire. Aș vrea în dimineața aceasta să fiu practic, voi fi foarte scurt și vreau să fiu practic. Aș vrea să vă reamintesc tuturor celor ce sunteți aici, că la Golgota, în urmă cu 2000 de ani, pe cruce, a pătimit Fiul lui Dumnezeu. Câteodată, în predicile mele, în încercările mele de predică, am folosit cuvântul a stat pe cruce. Dar cuvântul a stat, când m-am gândit mai bine la el, nu este destul de expresiv. A stat poate să transmită ideea că te odihnești. Pe cruce Fiul lui Dumnezeu nu a stat, a pătimit. Și a plătit prețul pentru păcate și pentru fără de legile noastre. Și erau ale lumii întregi așezate pe umerii Lui. Și erau ale mele și erau ale tale. Îmi place așa de mult ultimul verset cu care se încheie capitolul 4 din Romani, în care Apostolul Pavel a spus prin Duhul Sfânt că El, Iisus, a fost dat pentru păcatele noastre, dar a înviat pentru că suntem socotiți neprihăniți. Da, El a murit pentru păcatele noastre, pentru că El n-a avut păcat. În gura Lui nu s-a găsit vicleșug, între ale noastre câteodată se găsește. În viața Lui nu s-a găsit fără de lege. A fost un moment în care în mijlocul dușmanilor Lui a stat în picioare și Domnul i-a întrebat: cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Și măcar că pune această întrebare dușmanilor Lui, adversarilor Lui, și aceștia aveau interes să rostească ceva împotriva Lui, nimeni n-a putut rosti ceva împotriva Lui, pentru că în El nu s-a găsit păcat. Dar atunci când a pătimit pe cruce, El a pătimit pentru păcatele noastre, pentru ale mele și pentru ale tale. Și minunea minunilor este că, prin această jertfă, El mi-a asigurat iertare la toți, slăvit să fie numele Domnului. Frații mei, cuvântul acela la care făceam referire mai înainte, scris de Apostolul Pavel, este un cuvânt extraordinar și mi-aș dori tare mult să-l știți pe din afară. Dar am iat, spunea Pavel, din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Câți dintre dumneavoastră credeți în învierea Domnului Iisus? Eu cred că toți. De aceea, dacă credeți în înviere, atunci trebuie să credeți și ceea ce a legat Pavel de această înviere. Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este o lucrare binecuvântată, rezervată copiilor lui Dumnezeu, adică acelor suflete care au declarat personal credință în Domnul Iisus și în jertfa Lui și pe baza acestei credințe au primit botezul în apă. Dar aș vrea să vă spun, calitatea de Fiul lui Dumnezeu, calitatea de membru într-o biserică creștină, să zicem, nu este suficient.
ea trebuie să fie însoțită și de o trăire pe măsură. Să trăim într-un chip vrednic de Evanghelia de care ni s-a făcut parte, ne îndeamnă apostolii într-un glas. Și în dimineața aceasta vă reamintesc că au dreptul să se împărtășească aceia care sunt în legământ cu Domnul, aceia care, fiind în legământ cu Domnul și au făcut parte de o cercetare personală, au stat înaintea Domnului cu slăbiciunile, cu lipsurile, cu falimentele lor și au cerut iertare de la Domnul cu căință, aceia care au făcut așa, eu cred că au căpătat de la Domnul starea după voia lui Dumnezeu. Ne vom pleca pe genunchi, ne vom ruga împreună Domnului, vom mulțumi pentru această lucrare și îl vom ruga să desăvârșească El ceea ce lipsește pregătirii noastre. Și după această rugăciune care va fi una comună, mă voi ruga ca Domnul să binecuvânteze Azima și Rodurviță și pe cei ce vor întinde mâna și se vor împărtăși. În urma acestei rugăciuni de binecuvântare, cei ce se împărtășesc rămân în continuare pe genunchi să roagă Domnului, iar ceilalți se vor ridica și vor reocupa locul pe scaun. Vă invit să ne plecăm la rugăciune.